După o pauză generată de pandemie, anul acesta au fost organizate manifestările dedicate zilelor municipiului Orșova, care se desfășoară ca de fiecare dată în jurul sărbătorii religioase Adormirea Maicii Domnului. 4 zile pline de voie bună aduse de artiști consacrați, astfel cu micul mare, orșovenii și nu numai au sărbătorit grandios. La deschiderea evenimentului au fost prezenți alături de primarul Marius Stoica, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul Alin Isuf, senatorul Liviu Mazilu, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru, primarul comunei Eșelnița Marius Vâșcă, dar și consilieri județeni și locali. Precin bun, lumea neasă, bine v-am găsit. Am venit cu drag la voi ca să vă mai cânt. Primarul Marius Stoica este întotdeauna atent la doleanțele cetățenilor, iar după o lungă pauză din cauza coronavirusului, orșovenii meritau un moment de distracție. În perioada 12-15 august, în centrul civic al Orșovei, muzica pe toate gusturile a răsunat și va răsuna și în această seară, ca în marile metropole, iar în ultima zi de spectacole, artificiile vor pune în valoare orașul supranumit Perla Dunării. Este un eveniment important pentru Orșova, pentru orșoveni, pentru că alături de mine am o echipă foarte puternică, cei care au susținut în decursul timpului tot felul de investiții și au pus umărul la dezvoltarea acestei localități. Avem proiecte în desfășurare, știți foarte bine că am schimbat întreaga rețea de apă, am asfaltat străzile, avem rigole noi, avem podețe noi, avem iluminat public modern pe LED și nu ne oprim aici. Mă bucur și am onoarea să am în spatele meu și alături de mine în tot ceea ce am făcut până acum un om important, valoros și care a pus umărul la dezvoltarea localității acestea, nimeni altul decât președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu. Bine ați venit, domn președinte, și vă mulțumim pentru tot! Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a fost prezent la deschiderea evenimentelor artistice, alături de colegii din administrația centrală, județeană și locală, prefectul Alin Isuf, senatorul Liviu Mazilu, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru, primarul comunei Eșelnița Marius Vâșcă, dar și consilieri și județeni și locali. Șeful județului a depus toate eforturile pentru ca frumosul oraș de la Dunăre, care este poarta de intrare în clisura Dunării, să arate din ce în ce mai bine prin investițiile care s-au făcut în ultimii ani și care se vor face în continuare. Bună seara, dragi orșoveni! Bună seara, dragi musafiri ai municipiului Orșova, pentru că am constatat că sunt într-un număr destul de mare și locuitori ai Severinului și turiști din zona clisurii Dunării, pentru că, așa cum toți știm, Orșova este poarta de intrare în clisura Dunării. Am venit în seara asta însoțit de colegii mei din administrația publică locală, județeană și centrală, prefectul județului, domnul senator, consilier județean, secretarul de stat. Sunt alături de primarul municipiului Orșova, de consilierii municipiului Orșova, pentru că ceea ce se întâmplă în Orșova, din punctul meu de vedere, se merge într-o direcție bună, de o bună perioadă de timp. Îl felicit pe primar pentru tot ceea ce a făcut, îi felicit pe consilierii locali pentru că se implică în bunul mers al comunității dumneavoastră pentru că a organizat acest eveniment. E bine că organizați astfel de evenimente pentru că dumneavoastră, orșovenii, meritați să aveți și astfel de momente de distracție, merită și cei care le vizitează din alte județe, din sura Dunării. Sper că în continuare să aveți 4 zile de distracție, să fie cât mai multă lume, să vă simțiți toți bine și, bineînțeles, toți să venim sănătoși și să plecați sănătoși de aici. Multă sănătate tuturor și distracție plăcută! Prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, prezent la eveniment, a subliniat faptul că deja zilele municipiului Orșova reprezintă un eveniment consacrat. Primarul Marius Stoica, dându-și tot interesul pentru ca locuitorii orașului să aibă și momente de bucurie, pe lângă investițiile în toate domeniile care au fost făcute de-a lungul anilor. Aceste evenimente organizate la Orșova, cu ocazia zilei localității dumneavoastră, sunt deja consacrate de ani buni. Beneficiați de spectacole de cea mai bună calitate, de manifestări culturale, artistice și, de ce nu, gastronomice. Este un oraș care a fost dăruit din plin de natură, un oraș pitoresc, care poate rivaliza frumusețe cu cele mai
frumoase și celebre orașe de pe coasta Mării Mediteranei, și nu exagerez când spun asta, se fac lucruri frumoase, vizibile în orașul dumneavoastră, datorită unui primar foarte harnic, un primar priceput. Vă doresc la mulți ani pentru această sărbătoare creștinească a Adormirii Maicii Domnului, tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare, să petreceți frumos, să vă bucurați de această sărbătoare, multă sănătate și să ne revedem cu bine! Senatorul Liviu Mazilu, prezent în cadrul evenimentului, a subliniat faptul că municipiul Orșova este o carte de vizită a județului Mehedinți și că mereu se întoarce cu drag acasă. Bună seara, dragi orșoveni! Ca de fiecare dată mă întorc acasă, mă simt bine la Orșova, pe malul Dunării, într-un port frumos. Orșova arată foarte bine și am avut corespondență cu mulți din cei care au plecat din Mehedinți în străinătate și nu le venea să creadă cât de bine arată Orșova, se poate și mult mai bine. M-aș fi bucurat să avem un parc reabilitat chiar aici în fața noastră, Parcul Dragalina. Din păcate, până în momentul ăsta nu s-a putut, deși banii sunt și voința a existat. Mă bucur că mă găsesc în mijlocul dumneavoastră, vă îmbrățișez pe toți, vă urez petrecere frumoasă. La mulți ani, Orșova, la mulți ani, Orșoveni! Administrația locală a adus peste 13 artiști care mai de care mai în vogă pentru a cânta pentru locuitorii zonei. Fiind un om implicat și un bun profesionist, primarul Marius Stoica a făcut toate demersurile pentru ca acest eveniment să fie unul reușit, iar oamenii, indiferent de vârstă, să se distreze pe cinste, să se bucure de zile de sărbătoare numai pentru ei, voie bună și distracție. Vă doresc în continuare distracție plăcută și vă spun încă de pe acum: la mulți ani, Orșova! La mulți ani, orșoveni! Ne vedem luna focul de artificii! Distracție plăcută! La mulți ani, la mulți ani tuturor! Printre cunoscuții interpreți care au urcat pe scenă în primele trei zile sunt Viorica și Ioniță de la Clejani, Analesco, Andreea Voica, Olguța Berbec, Aurel Tămaș, Sanda Argint și Carmen Ienci, iar cireașa de pe tort este îndrăgitul orșovean Nane, care la momentul actual se situează în topul artiștilor renumiți din România. Acesta va face furori în rândul adolescenților în această seară. Nelipsit a fost și locul unde grătarele au sfârâit, iar produsele tradiționale gătite de profesioniști au lăsat gura apă trecătorilor. De asemenea, organizatorii nu au uitat nici de cei mai mici locuitori ai municipiului, care au avut un loc amenajat special pentru copii. Toți mehedințenii și nu numai s-au putut bucura nu doar de spectacole pe cinste, ci și de peisaje de invidiat. În această seară, șirul evenimentelor se va încheia cu un spectaculos foc de artificii.